respectiv. Așa. A existat o reacție publică a actualei președinte a Comisiei Europene mai săptămânile trecute, da, după o întâlnire pe care a avut-o la Davos, unde vorbește despre creșterea productivității chipurilor în interiorul Uniunii Europene. Chiar da, în această seară, că intru de la Strasburg acum, a fost o discuție și se votează în seara aceasta un raport pe chestiunea cu cancerul, unde există un articol care prevede ceva de genul să se creeze un sistem, citesc, de monitorizare de la distanța simptomelor persoanelor. Acum eu vă întreb pe cei care ne ascultă, cum exact pot să monitorizez de la distanță simptomele unei persoane? Merg mai departe. Există un raport din 2017 în Parlamentul European, cerut de către o comisie din cadrul Parlamentului, care prevede explicit o analiză a efectelor negative sau pozitive ale implementării unui astfel de chip. Și acolo se vorbește inclusiv despre drepturile fundamentale ale omului. Merg mai departe. În momentul de față, în Comisia LIBE, de drepturi și libertăți fundamentale din Parlamentul European, se discută despre așa numitul EID. Se numește European ID, un fel de CNP de la nivel european, care va fi folosit la absolut tot ce înseamnă tranzacții online, intrare pe e-mail, logare pe Facebook, pe Google, pe orice ai, și tot ce înseamnă online. Eu sunt raportorul din partea LIBE pe opinia Comisiei LIBE pe acest raport, pentru păi că normal un pic raportul în ceea ce spuneți dumneavoastră, vă îndreptați exact către ceea ce spune domnul Becali, dar o spuneți cu acum alte cuvinte. Acum eu vă spun ce se discută. Și mulțumesc domnului Terchei pentru toate ce a spus acum, îmi cer iertare ce am spus despre dânsul, pentru că a spus niște lucruri adevărate de la care am aflat și eu. Vă spun ce se discută, deci eu nu vorbesc, mă rog, apocalipsa. Da, vă mulțumesc și mă iertați pentru ce vă mulțumesc și mă iertați. Deci eu vă vorbesc, vă spun lucrurile acestea nu din perspectivă religioasă. Cine crede în Scriptură sau nu crede, e opțiunea lui personală. Scriptura într-adevăr vorbește despre acest semn al fiarei, care e semn de om, 666, care va fi pus pe mână sau în frunte. Dar eu nu despre acest lucru vorbesc. M-ați întrebat despre chestiunea cu chipul. Eu vă spun ce se discută în momentul de față în Parlamentul European și sunt discuții publice. Adică oricine le poate verifica, nu e o chestiune de credință, e o chestiune de verificat. O simplă căutare pe internet și se pot găsi aceste lucruri. Și se leagă lucrurile cu acest certificat verde digital. Motivul pentru care am fost și m-am opus vehement de la început contra acestui certificat verde este tocmai în această perspectivă. În momentul în care tu permiți de la nivel european să ți se condiționeze exercitarea unor drepturi de posesia unei astfel de QR code, înseamnă că tu permiți statului să-ți condiționeze, să-ți constrângă, să-ți șantajeze, efectiv să te șantajeze în ceea ce privește exercitarea de drepturi, tu ne mai ajungând să mai fii un om liber.